Oameni, vă rog așa. Aș vrea două minute să vă rețin. Ceva nu neapărat legat de cartea lui Zelie, ci despre matematică și știință. Am citit de curând luare de poziție, un discurs important fizician teoretician italian, Giorgio Parisi. Merge? Giorgio Parisi, care este fizician teoretician cunoscut și din 2018 a devenit președintele Academiei de Lincei, care este Academia Italiană. Parisi, la începutul anului academic 2018, a ținut un discurs în care observă un paradox, anume că, pe de o parte, secolul nostru cunoaște un avans incredibil al științei și al tehnologiei și, pe de altă parte, cunoaște un avans la fel de incredibil al pseudoștiinței și al atacului și al neîncrederii la știință. Și se referă la homeopatie, la acupunctură și la alte lucruri, unele specifice societății italiene, dar care pot fi traduse foarte bine la noi, în antivaccinism și așa mai departe. Și nu încearcă să dea toate rațiunile, pentru că e fizician, nu sociolog, nici psiholog, dar constată că o parte din bine trebuie să o avem noi, oamenii de știință, care nu știm să ne facem înțeleși și care nu reușim să transmitem ceea ce facem publicului și care de obicei ne ascundem în munca noastră, în turnul de filde, cum se spune, și nu reușim să comunicăm ce facem și de ce e important ce facem. Și are o analogie foarte frumoasă care mi-a plăcut și care e legată de matematică și pe asta vreau să vă spun. El zice, științele tari, de obicei, se spune, sunt legate de matematică. Cine nu știe matematică, n-are cum să ajungă la ele. Nu o să înțeleagă niciodată nimic. Și spune Parisi. Dar vedeți, același lucru se întâmplă cu poezia chineză. Poezia chineză este intim legată de ideograme. Și fiecare ideogramă este o imagine picturală care se schimbă de la o poezie la alta. Noi nu știm chineză și totuși ne bucurăm în traducere, inclusiv în italiană, spune el, de frumusețea poeziei chineze. E, la fel ar trebui să fie și cu știința. Ar trebui să putem comunica și celor care nu știu matematică. Și cred că ceva din efortul acesta îl face și cartea lui Bergă și cartea lui Gelini acum. Mulțumesc! Vă mulțumesc!